Ivancu, de la poezie la poezie. Câteva cuvinte despre Emilia Ivancu. Vă rog să-mi permiteți să vă rețin atenția cu ochiul pe ceas. Emilia Ivancu este poet, traducător și cadru didactic universitar din România. A fost lector de limba și literatura română la Universitatea Adam Miechevici din Poznan, în Polonia, timp de 15 ani. În prezent este cadru didactic la Academia de Studii Economice din București. Teza de doctorat este o contribuție în domeniul studiilor postcoloniale de expresie engleză, de la română Iată, facem o punte către engleză. Emilia Ivancu este autoarea numeroase studii de literatură comparată în acest context, studii postcoloniale, scrieri autobiografice și scrieri de mitopoetică. Este coautoarea dicționarului de personaje din dramaturgia lui Lucian Blaga, precum și a Dicționarului Român Polon și Polon Român, publicat în Polonia în 2012. A publicat alături de Thomas Klintkowski Manual de Limbă Română pentru vorbitorii polonezi, Româna nu mușcă. Și mărturisesc că acest titlu este atât de incitant și o invitație atât de frumoasă către patria limbii române, patria lui Nichita Stănescu și patria noastră, a celor care predăm limba română, a celor care scriem în limba română. Nu să menționez așa cum am făcut și pentru uh, invitata noastră Radmila Popovic, tot ce a publicat Emilia Ivancul pentru că este foarte greu să mai amintesc aici ca traducător uh, a tradus din limba galeză, în limba română, premieră absolută, este primul uh, roman tradus din galeză în română, O ridică vălul. Este numele acestui roman pe care îl avem aici și la cărui uh, lectură vă invităm uh, cu inima deschisă. Să mai precizez că în colecția de volume de poezie a Emiliei Ivancu apar volume în engleză și volume în română, iar în curând, sperăm, grație unui proiect pe care îl avem în comun la Universitatea Liberă din Bruxelles și în parteneriat cu mai multe universități din Europa și din afara Europei, unde avem lectori de limbă română, vom avea un, 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 un volum multilingv. Cred că am adunat în buchetul limbilor aproape 20 de limbi și continuăm să îmbogățim acest, acest buchet de limbi și de poezie pe care ni-l oferă Emilia Ivancu. Întrebarea mea, ca iubitor de poezie inconturnabilă, este de început. Ce este poezia și cum ne întâlnim cu poezia? Pentru că fiecare poveste își are aripile sale, își are fluturii săi, cum spuneau în proiectul de conservare a naturii: avem nevoie de stoluri, de fluturi, avem nevoie de pădure, avem nevoie de poezie ca să respirăm. Cum respirăm atunci când scriem poezie, Emilia? Bun găsit tuturor și mulțumesc mult pentru invitație. Chiar este o onoare și o mare bucurie pentru mine să mă aflu aici, alături de niște extraordinare doamne scriitoare și de dumneavoastră toți. Ce este poezia? În timp ce vorbea Radmila Popovici, mi-a venit în minte... Uh, un citat al lui uh, Serge Moscovici, este un faimos uh, sociolog uh, de origine română, care spunea despre sociologie următorul lucru: Sociologia nu poate salva omenirea, dar poate să ajute omenirea să se salveze singură. Când am auzit acest citat într-un interviu uh, al lui cu mulți ani în urmă, de fapt am refrazat uh, Cuvintele lui și am spus și am spus de multe ori: poezia nu poate salva lumea, dar ne poate ajuta pe noi să ne salvăm. Cam asta ar fi poezia, și ar fi și în legătură cu ceea ce s-a spus mai devreme. Mai mult, cred că poezia este o stare care uneori um, e vizibilă, alteori nu. Și pentru. Poate o și mai bună exemplificare. Mi-aduc aminte o ilustrare a poeziei făcută de unul dintre foștii mei studenți polonezi, care desenase un poet cu o fereastră deschisă și cu o pasăre care intră și iese. Cam aceasta este poezia. Poezia este o fereastră pe care privim către lume. Și prin care lumea ajunge la noi ca să dăm sens vieții. Și în căutarea sensului vieții mi-a amintit acea afirmație celebră a lui Lucian Blaga: Atunci când am descoperit că viața nu are sens, îi putem da un sens. Iar sensul acesta al vieții este și trecerea. De la o generație la alta, trecere în timp și în spațiu. Și mai mult decât atât, în cultura primitivă se spune că memoria ar fi de trei generații dar poate fi și o memorie probabil dincolo de aceste trei generații. Într-un interviu Emilia Ivancu spunea că ar avea 130 100... 300 300 de ani. Așa, 300 de ani. Iată că în sufletul unui poet în cap nu două trei generații, așa cum ne ar învăța antropologia și istoria mentalităților, ci mergem dincolo de cele trei generații de la bunic la mătușă în cazul Radmilei Popovici, în cazul Emiliei, de unde vin acești 300 de ani și cum îi parcurge poezia. Da, din acel moment în care mi s-a spus că am 300 de ani și o să vă povestesc acel moment, am început să număr. Iar în diverse poeme ale mele apare vârsta 308, 309. De unde vine? L-ai menționat pe Lucian Blaga. Într-un fel, evenimentul se leagă de Lucian Blaga, studentă fiind, și mă bucur că pot să spun uh, în acest moment uh, aceste cuvinte. L-am avut profesor pe uh, foarte faimosul uh, Vasile Fanache de la Universitatea bapeș bolyai din Cluj, specializat în uh, critică literară. Două dintre cursurile pe care le-am avut împreună cu lui au fost uh, Ion Luca Caragiale și Lucian Blaga. Trebuie să spun că după cele două cursuri, perspectiva mea asupra... Uh, Literaturii în general, dar și asupra operei celor doi scriitori s-a schimbat profund. La câțiva ani după terminarea facultății, l-am întâlnit pe domnul profesor Fanache în Cluj și mi-a spus, Emilia, parcă te-am văzut ieri și totuși au trecut 300 de ani. Tu ai 300 de ani. Și uh, am, 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 nu l-am întrebat de ce. Dar am înțeles de ce. Iar cred că răspunsul de ce dumnealui mi-a spus că am 300 de ani se găsește în poezia mea. Suntem curioși să aflăm acest răspuns uh, imediat în uh, lectura poeziei de autoare, dar aș mai avea o întrebare înainte de a ajunge la lectură de poezie. O întrebare care vine în mod firesc în continuarea acestui răspuns, critica literară. Am sărit peste partea criticii literare pe care o aveam și pentru Radmila Popovici, pentru că timpul ne, ne, ne aleargă, ne gonește, dar aș vrea să revenim un pic. Există poezia pentru public, am văzut. Publicul există prin poezie. Există poezia și pentru critica literară, cum trește critica literară prin poezie sau poezia prin critică literară. Putem defini un raport asemănător cu acela dintre poet și cititor sau suntem în cu totul altă dimensiune atunci când ieșim din lectura publicului și ajungem la lectura critică a poeziei. Personal, eu nu scriu critică de întâmpinare, da? dar cred că astăzi rolul publicului este mult mai important decât era înainte. Recunosc că atunci când am predat și predau literatură română, mi-am încurajat studenții să citească ei cu propriul lor ochi critic și să poată spune la rândul lor dacă sunt de acord cu un critic literar sau nu dar cu argumente de fiecare dată. Deci cred că raportul rămâne, bineînțeles, între, între scriitor și, și critic. Cred că este nevoie de critică literară, există niște, um, niște cadrane după pe care critica literară le poate stabili. Însă, astăzi cred că literatura în sine ca mesaj ca manifestare, nu mai este ce a fost. Uh, literatura trebuie să iasă din ea însăși. Din, uh, cu siguranță am observat cu toții și știm, scriitorul trebuie să facă un pas în față, mult mai în față către cititor, chiar și prin aceste rețele de socializare, dar nu, nu numai. Trebuie să iasă din turnul lui de filde și noi am fost obișnuiți ca uh, scriitorii să fie undeva departe, intangibili, nu mai funcționează. Și publicul cred că și-a schimbat un pic atitudinea față de literatură și vine și face un pas la rândul lui pentru întâmpinarea operei și a scriitorului fără intermedierea criticii. Cred că publicul, în general, nu, nu, nu cititorii specializați, cred că ajung la scriitor de multe ori fără critică, fără critica literară, ceea ce nu cred că este rău. Cred că este marele cuvânt pe care am fi putut să-l rostim aici, la Universitatea Libru de Bruxelles, unde primul lucru pe care îl învățăm este spiritul critic și libre examen. Există, bineînțeles, alternativa de a vedea prin ochii altuia, acel altul se poate numi critic literar, dar există alternativa de a vedea prin proprii ochi, și una nu o exclude pe cealaltă. Mai mult decât atât, dacă permiți chiar foarte puțin să adaug, există deja o tendință în studiile literare aceea de a trata diverse afecțiuni. Printr-un text literar, eu am achiziționat un, un asemenea dicționar, dicționar de probleme de sănătate, sufletești, care sunt tratate prin dicționarul respectiv, conform bolii și prin recomandarea unui text. Vă spun că și eu, de fapt, mă preocupă de, deja de ceva timp povestea asta și mă interesează foarte mult subiectul pentru că. Așa cum spuneam, ca să închidem oarecum cercul, poezia, și putem să extindem, literatura nu poate salva lumea, dar cu siguranță ne dă instrumentele de a ne salva noi înșine. Haideți să intrăm împreună prin vocea Emiliei Ivancu pe tărâmul tămăduirii. Te ascultăm, Emilia! Mulțumesc. Recunosc că m-am tot gândit astăzi ce să citesc, dar întotdeauna poezia își face loc singură, se alege în funcție de context. Tocmai pentru că, la un moment dat, uh... Cred că, Rad, Mila, tu ai spus uh, că dacă n-am, sau poate acum nu mai știu, uh, Lilia, dacă n-am, uh, dacă n-am vorbit, nu ne-am exprimat, la un moment dat ar, am tăiat un alt copac, nu știu care dintre tu ai spus. Și m-am gândit să-l întreb. Să să și e legat oarecum și uh, de momentul anterior, pentru care am un alt poem. Uh, cred că e potrivit să citesc unul dintre. Poemele din volumul Șamanii și poeții este un uh, poem omonim care vorbește chiar despre rolul poeților care sunt niște șamani. Numai șamanii și poeții pot să spună orice, doar ei. Pentru că ei fură morțile imaginate sau reale, temerile și tăcerile speriate ale tuturor și cu ele trec granița spre tărâmul celălalt, acolo unde nu este nici moarte, nici durere, deși ceilalți ar dori și ei să ajungă acolo, dar se tem în tocmai și de moarte și de durere. Fiecare poem sau fiecare rugăciune nu face altceva decât să arate că Oricine poate învinge moartea dacă refuză să ucidă. Orice refuz de a ucide este un alt suflu peste lume, o altă revrăjire a ei și a viselor ei. Poeții, atunci când ar vrea să ucidă, iau repede niște tăceri și niște vise frânte, și trec repede hotarul și nasc o nouă lume. Redând acesteia, dezvrăjite, zguduite de teamă, vise noi, proaspete, vise colorate în verde. Refuzul de a ucide un om, un animal, o floare sau un vis, refuzul de a ucide va învinge oricând moartea. De aceea, numai șamanii și poeții pot spune orice. Doar ei pot ajunge acolo unde nu e nici moarte și nici durere. Cu un braț de vise frânte și niște tăceri speriate, toate adunate în sine și cu un pic de noroc, pe o foaie de copac, cu ochii închiși, într-o respirație adâncă. Da, Pregătisem un poem pe care oarecum uh, mi l-a inspirat uh, doamna Cebotariu, pentru că adică vorbea despre rolul pe care l are iubirea și nu întâmplător, apare și vârsta mea cea veche în acest poem. Ea se numește Numai dragostea o putem lua cu noi când plecăm. Face parte din uh, volumul Cărțile Vieții, care are trei părți, Cartea Mării, Cartea Morții și Cartea Iubirii. Numai dragostea o putem lua cu noi când plecăm. Doar cu ea putem trece granița către tărâmul celălalt, unde sufletul e chemat să treacă, lăsând în urmă casa, temnița, cerul, pământul, păcatele și nebuniile, lacrimile și zâmbetele, cuțitele și florile cu care am construit lumea și mâna de oameni pe lângă care ne-am trăit viața. Numai dragostea o putem lua pentru că numai ea nu se vede, deși o simțim mereu cum zvâcnește din stomac până în vârful degetelor de la picioare. O simțim cum desenează fluturi colorați și poduri peste ape, tulburi și adânci. Știu asta pentru că am murit atâtea ori strivită de copite și ochi, de cuvinte de vulturi sau de reci. Și când am trecut granițele dintre lumi, de-a lungul celor 308 ani pe care i-am trăit până acum, pe pământ, pe apă, în foc sau în văzduh. Singurul lucru de care mi-am adus aminte, dincolo de graniță, au fost iubirile mele. Semn că orice ar fi și oricum am trăit, numai dragostea o putem lua cu noi când plecăm. Mulțumesc! Ei, eu... Cred că. Cred că putem lua cu noi, noi cei care am fost aici trei zile la bazarul diplomatic, luăm cu noi pictura, luăm cu noi moda și luăm cu noi poezia de astăzi și proza de astăzi. Și mai avem ceva de luat cu noi.